Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias, de la Școala Gimnazială Dimitrie Cantemir din Baia Mare. Vă voi prezenta astăzi un material privind protecția datelor în școli. Cadrul legal privind protecția datelor este prevăzut în legislația europeană. Îl regăsiți la acest link. Pe ce bază prelucrați datele? Există temei legal pentru prelucrarea datelor în cadrul GDPR? Cel mai relevant temei legal pentru școli este cel de instituție publică. Conform acestuia, școlile folosesc datele pentru a îndeplini o sarcină care servește interesului public. Cu toate acestea, datele culese în acest scop nu pot fi refolosite în alt scop. Spre exemplu, școala nu poate publica adresa de e-mail a părintelui unei entități terțe care promovează manifestările școlii, pretinzând că este o sarcină publică. Pentru a divulga aceste date, școala trebuie să apeleze la o altă bază legală, consimțământul. Școlile trebuie să ceară consimțământul și atunci când doresc să deschidă cont unui elev la un serviciu găzduit online. Ce tip de date sunt stocate, unde sunt stocate acestea și cine are acces la ele? Școlile ar trebui să-și evalueze practicile de prelucrare a datelor. Odată ce au o imagine de ansamblu asupra datelor personale de care dispun, pot lua în calcul modalitățile optime de protecție a acestora. Ce măsuri de securitate folosiți? Încălcările securității datelor cu caracter personal nu sunt întotdeauna opera hackerilor sau aplicațiilor nocive. Ele pot fi și rezultatul unui laptop uitat în tren sau a unui membru de familie curios. Din acest motiv, personalul va stoca datele personale doar pe echipamentele școlii, va folosi parole puternice și va configura dispozitivele să se blocheze automat după 5 minute. Ce informații dețin părinții? Școlile vor trebui să înștiințeze pe părinți în legătură cu chestiunile legate de protecția datelor cu caracter personal, prin intermediul unui prospect, buletin informativ, raport sau e-mail. Documentul va trebui să precizeze tipul de date culese de școli, motivația acestui demers și părțile terțe care au acces la ele. Ce e de făcut? Mai întâi, desemnăm un responsabil cu protecția datelor. Formulăm în scris un set de politici sau proceduri tehnice și de conduită pentru prelucrarea datelor. Inventariem în scris echipamentele din cadrul unității unde sunt păstrate date personale. Inventariem ce date personale sunt prelucrate, unde sunt păstrate, cine le accesează. Definim de ce sunt colectate datele personale, unde vor fi stocate, cine ar trebui să le acceseze, la cine mai ajung acele date. Să educăm elevii, părinții, personalul cu privire la utilizarea corectă a datelor personale. Definim temeiul legal de colectare a datelor, evaluăm riscurile de scurgere de date, raportăm scurgerile de date către autorități în maxim 72 de ore de la identificare. Ne asigurăm că avem un contract scris cu furnizorii de servicii IT prin care definim clauze de protecția datelor pe care ni le vor da în scris. Criptați și anonimizați datele. Țineți evidența prelucrărilor de date. Așadar, acestea sunt măsuri pe care le-am putea implementa în școală, astfel încât să respectăm GDPR. În final, un joc pentru a ajuta la creșterea gradului de conștientizare cu privire la riscurile de confidențialitate și drepturile de protecție a datelor într-un mod distractiv și interactiv. Îl găsiți la acest link, este pe site-ul Uniunii Europene. Vă mulțumesc!